Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni! Haideți să vedem pentru Gemeni, pentru iunie 2018. Energii generale. Haideți să vedem la Gemeni. Pentru cei care au serviciu. Aveți o femeie la locul de muncă, trădătoare, mincinoasă, dar nu vă poate face niciun rău. Ea încearcă sau să aveți grijă cu, nu știu, colege, colegi, bârfe, amenințări, trădări, da? Contracte care le semnați, să vă uitați bine. Oricum veți avea prosperitate, veți avea armonie la locul de muncă, prosperitate, venituri mari de bani, stabilitate. Orice relație veți avea la serviciu sau orice problemă ați avea se rezolvă, dar s-ar putea și să aveți mai multe restricții la locul de muncă, mai multe norme stricte de să faci asta, să faci asta, exact reguli, da? Colegii pot fi mai temperamentali, mai nervoși, parcă nu puteți să vă înțelegeți cu unii, mai ales cu femeile, trebuie să aveți multă răbdare, da, răbdare. Așa. Haideți să vedem la cei care nu aveți serviciu. Cei care nu aveți serviciu, vă văd că ați dori să mergeți într-o călătorie, plecați într-o călătorie. Veți face o afacere de acasă sau o afacere de femei, da? Poate fi ceva, ceva, cum să spun, veți fi propriul dumneavoastră șef, propria dumneavoastră șefă, da? Dar va fi ceva muncă de femei, comunicare sau veți primi ceva vești despre un serviciu. Da, care nu vă prea convine acest serviciu, dar probabil îl veți accepta pentru că nu veți avea altceva de ales. Aveți multă concurență sau sunt multe persoane înaintea dumneavoastră. Oricum veți lua inițiativă și să vă dezvoltați, să urmați un curs sau să munciți din greu pentru a obține acel serviciu pe care la care dumneavoastră visați. Apoi văd că partenerul vă ajută foarte mult, vă ajută la dezvoltarea dumneavoastră. Vă ajută să urmați un drum, un partener, da? Haideți să vedem la bani. Poate fi un partener de afaceri sau un partener cu care locuiți, da? Soțul sau... Haideți să vedem la bani pentru dumneavoastră. Văd că aveți o cheltuială în prima săptămână din iunie sau oferiți ajutorul familiei sau sau primiți bani din urmă de undeva și asta se poate. Trebuie să aveți grijă la cheltuieri, trebuie să aveți grijă cum cheltuiți, unde investiți banii, dacă s-ar putea să pierdeți foarte mulți bani. Investiții, să aveți grijă cum administrați banii. Trebuie să vă gândiți foarte mult la viitor. Veți avea în viitor nevoie de bani, veți rămâne fără bani, unele persoane, da? Sau veți avea puțin bani și trebuie să aveți ceva economii. Văd că din munca dumneavoastră, în a treia săptămână, unii veți câștiga foarte bine, vă intră bani,
câștig de bani foarte important, da, văd că. Apoi văd că multe posibilități veți avea de câștiguri, semnați contracte, vești, investiții, plătiți datorii care au fost întârziate, da? Apoi, sunteți într-o perioadă de creștere în finanțe, totuși. Dar unde vă concentrați dumneavoastră și vă îndreptați atenția, acolo va fi cel mai mult veți câștiga, da? Din ce vă doriți, să știți că vă va merge mai bine. Între parteneri, cei care aveți pereche, în dragoste, văd că veți avea mari șanse. Nu este o relație perfectă care o aveți, dar sunteți de mult timp împreună. Dar orice relație are suișuri și coborâșuri, stabilă. Poate în această perioadă sau undeva în câteva luni veți trece peste o probă, dar zice că această relație va continua. Oricum, vă gândiți mai mult la profesie decât la partener. Aveți bucurie în prima săptămână, vedeți? În a doua săptămână, multă intimitate cu partenerul. Da, vă văd. Partenerul vă protejează, este prietenos, prietenoasă. Este o diferență de vârstă. Vă ajută foarte mult această parteneră sau partener. Parcă vă gândiți mai mult la dumneavoastră dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie. Este un bărbat care are un rol important în viața dumneavoastră, deci fără el nu puteți sta unde sunteți, da? Apoi văd că gelozia aveți în ultima săptămână. Este nevoie de o schimbare pe care amândoi știți și o veți face acea schimbare pentru a îmbunătăți relația. Cei care nu aveți relație, văd că vă înșală cineva, cei care nu sunteți căsătoriți, dar poate aveți relație cu cineva, văd că sunteți înșelați aici. Nu văd, este fidelitate, dar cu trădare, deci nu este fidelitate. Trebuie să găsiți multe soluții pentru o relație. Arată că ieșiți foarte mult. Nu aveți o viață de dragoste foarte bună. Dar aveți, parcă mai târziu, multe șanse de a întâlni pe cineva. Poate lângă casă sau poate în jurul undeva unde mergeți, da, dar nu departe de unde locuiți dumneavoastră. În prima săptămână mi-a ieșit parcul. Acest parc înseamnă în dragoste că este un moment de a vă bucura de singurătate sau de că nu sunteți într-o relație cu familie, dar va apărea o persoană și care vă va face o impresie bună, dar mai târziu veți descoperi că această persoană nu este ceea ce dumneavoastră așteptați, da? Parcă este o persoană totuși trădătoare, care vă trădează să nu aveți încredere, să veți rupe, veți rămâne triști, va fi ceva trădare, infidelitate, da? Lucruri care nu vă vor place la această persoană care o veți întâlni. Și în ultima săptămână casa arată pentru cei singuri că veți forma o nouă familie cu stabilitate, da, și armonie, dar mai târziu. Pentru sănătate, haideți să vedem. La sănătate trebuie să aveți grijă că vă văd ceva, boli. Nu foarte grave. Da?
În general este bună, problema ceva, poate aveți programul încărcat sau poate unele persoane trebuie să faceți o operație și vă gândiți că nu doriți această operație să faceți și vă gândiți la alte alternative, medicamente sau medicină, altă medicină, da? Dar văd că ar trebui să faceți operație și nu o faceți, nu vreți să o faceți. Și nu veți face acea operație unele persoane, poate mai târziu, dar acum nu. Apoi, barca în prima săptămână, aici arată că aveți ceva, consumați în exces, de exemplu, sare sau grăsimi sau trebuie să vă sau vă schimbați rutina și veți avea ceva probleme de sănătate, rutina alimentară, deci mâncați altceva decât de obicei. Apoi arată că sunteți depresivi sau supărați pentru și vă afectează sănătatea, această depresie, supărare pentru ceva. În a treia săptămână vă văd puțin probleme cu complexe, de exemplu, nu vă simțiți valorat sau mai mult psihic, da? Și vulpia îmi arată că o boală care nu este adevărată, da? Este o minciună. Și să aveți grijă ce tratament urmați. Cam asta a fost pentru gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.